Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin, și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți pasionați sau interesați de acest subiect, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, întregul meu conținut, este total gratuit. Și se pare că ne apropiem cu pași repezi de cifra de 1000 de abonați. Și nu uitați! La 1010 abonați, voi organiza primul meu giveaway de pe acest canal de YouTube. În altă ordine de idei, m-am decis astăzi să continui seria de top 5 best of de la fiecare casă preferată de mine, bineînțeles. Da, știu, parfumurile, parfumeria este un, are acea latură subiectivă, da? Nu tot ceea ce îmi place mie, vă place vouă și invers, da? Este acel subiect oarecum mai sensibil. Însă, însă, astăzi uh, vin către voi cu preferatele mele, top 5 preferate ale casei Hadlaj. Uh, pot spune că sunt fan al acestei case, tot ce am achiziționat am fost mega încântată. Mega încântată. Începând cu uleiurile lor și terminând, nu în ultimul rând, cu parfumurile acestei case. De-a lungul timpului am achiziționat parfumuri blind, direct în sticla full size. Sport extrem ce nu vi-l recomand dar și uh, mostre sau decanturi ulterior venind în viața mea și sticlele full size. Însă să nu mai pierdem timpul să intrăm în pâine cum se spune și primul parfum. Bine, ca de obicei, de la clipul anterior cu top 5 preferate, nu vi le pot pune locul 1, 2, 3, 4, 5, da? Acestea cinci sunt preferatele mele, fără nicio altă discuție, fără niciun clasament, fără absolut nimic. Primul parfum de care este vinovată Cristina Preda. Nu știu dacă o urmăriți, vă las aici pagina sa de YouTube, link în bara de descrieri pentru absolut fiecare parfum despre care vă voi vorbi Contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Freak Family cu și despre parfumurii, în care sunteți bineveniți oricând. Dar Cristina Preda este una din uh, youtuberițele cu ghilimelele de rigoare ce le-am urmărit cu mult, mult timp înainte de a mă apuca eu să fac YouTube. Cristina Preda este una din creatoarele mele de conținut preferate, hai ca să nu mai folosesc termenul youtuberiță, este bunătatea întruchipată. Da? Nu o cunosc personal, însă, însă ea este vinovată de multe din achizițiile mele, printre care și Mask Sahra. Masc Sahra de la Hadlaj vine în această sticluță simplă, oarecum. Cam atât s-a băut din el, în condițiile în care, dacă nu mă înșel eu, l-am achiziționat undeva în luna aprilie anul trecut. Îl puteți găsi pe site-ul celor de la Dubai Collection, de fapt toate parfumurile despre care vă voi vorbi astăzi le puteți găsi acolo unde, bineînțeles, codul ROJ25 va aduce un discount de 5% la absolut orice achiziție de pe site. Revenind la acest mask Sahra, un parfum ce nu aș vrea să-mi lipsească vreodată, din câte am observat la ora actuală are și un preț extrem de bun, 99 de lei fără reducere, pentru 100 de mililitri. Bun. Mask Sagram este acel citrat moscat cu ceva similitudini din zona parfumului mustaș. Are ceva din acel ADN. Cei de la Dubai Collection îl listează însă ca fiind ADN original. Este un parfum total unisex, Total, total unisex. Um, din nou, în opinia mea, din punctul meu de vedere, este un parfum ce îl puteți purta în orice anotimp. Absolut în orice anotimp. Din nou, face parte cu succes, din nou, din punctul meu de vedere, din categoria parfumuri semnătură, atât pentru o doamnă cât și pentru un domn. Este acea aromă curată sexy, luxoasă. Doar deschiderea din punctul meu de vedere, după nasul meu, este o idee mai citrată. Deoarece în deschidere eu resimt o mandarină foarte frumos redată. Este acea mandarină citric dulceagă, foarte, foarte zemoasă, delicioasă, da? dar asta nu înseamnă că duce acest parfum în zona parfumurilor gurmande. Este și un trandafir aici. Nu mă deranjează, nu este acel trandafir bulgăresc, nu este acel trandafir in your face, nu este acel trandafir profund, este mai degrabă unul tânăr, moscat, ușor pudrat, aș putea spune, Însă, pe măsură ce acest parfum se încălzește, se dezvoltă pe pielea dumneavoastră, își face apariția o frumoasă vanilie ambrată. Din punctul meu de vedere, chiar dacă vine de la casa Hadlaj, nu găsesc absolut nimic care să mă ducă în zona Middle Eastern. nu găsesc în acest, în acest parfum acel Izarabesc din, sub nicio formă, da, categoric nu, factorul Middle Easter în Mask Sahra este zero, este total inexistent. Și eu v-am mai vorbit despre el în alte videoclipuri. Da, am uitat. Undeva aici veți avea și notele pentru fiecare din cele 5 parfumuri, însă, în opinia mea, este acea aromă, exact cum v-am spus, uh, curat, sexy, are și ceva sexy în el, dar foarte, foarte luxoasă. Nu știu, îți lasă senzația aceea de persoană cu bani, de CEO, dacă vreți, da? Și chiar dacă eu am spus că este acel parfum all season, da, observ că și, și acum, chiar și pe vreme rece, mi se pare ok de purtat, însă eu personal prefer pur și simplu să-l torn pe mine primăvara și vara. Exact cum v-am mai spus, nu are absolut nimic deranjant, nu consider că necesită un anume eveniment sau o anume vestimentație, nu, este extrem, extrem de versatil, extrem de versatil. Și știu sigur că v-am mai spus eu într-unul din videoclipurile în care v-am mai vorbit despre el, nu știu de ce, nu am întâlnit niciodată o soție de șeic, nu am fost niciodată în Dubai, dar în momentul în care simt aroma acestui parfum, pur și simplu îmi apare în fața ochilor genul acela de femeie Middle Eastern, o să încerc să vă las pe undeva pe aici o imagine, genul acela de femeie Middle Eastern, putreț de bogată, foarte dichisită, foarte aranjată, da? Cu toate că, din nou vă spun, nu are absolut nimic Middle Eastern în el. Dar așa mă duce pe mine, așa îmi fuge mie gândul, da? Imaginea asta mi o zugrăvește. Aroma acelei soții de shake. Dar exact cum v-am mai spus și trebuie să vă repet, la fiecare parfum, chiar dacă vă încântă ceea ce vă spun eu, chiar dacă faceți conexiune în mintea dumneavoastră și spuneți da, aș rezona cu parfumul acela, eu insist să achiziționați mostre. Testați-le înainte. Testați -le. Următorul parfum de la Casa Hadlaj este nu chiar o intrare nouă în viața mea, să nu folosesc termenul în colecția mea, vine de la gama Maison du Maître Parfumeur și se numește Flor Oud. Aceasta este cutia imensă în care vine acest parfum și el se deschide așa. Da? Aceasta este prezentarea parfumului Flor în opinia mea, o prezentare a la casă de nișă, da? Iar aceasta este sticluța. Una din sticluțele mele preferate. Oricum, în această gamă sunt patru parfumuri. Bine, de fapt sunt cinci. Eu târziu am aflat lucrul acesta. Al cincilea, momentan, nu a ajuns în România. Da? Eu le-am pe toate patru și oricum pentru acest videoclip mi-a fost exagerat de greu, dar exagerat de greu să aleg decât 5. Revenind la sticluță, este acea sticluță minimalistă, dar foarte, foarte elegantă. Nu știu, mie îmi place enorm. Are și detaliile acestea aici. Foarte, foarte frumoasă, și capacul este unul frumos, fiind metal plus plastic, ceva de genul. Însă, florud este acea aromă rafinată, dar opulentă totodată. Ei pe site spun că este un parfum unisex, însă, din nou, în opinia mea, este acea aromă 100% feminină. Haideți să-l și pulverizăm. Atomizoarele casei Hadlaj sunt unele din cele, doamne Dumnezeule, cele mai bune atomizoare pe care eu personal le-am întâlnit. Unele din cele mai bune. Florud se deschide din nou printr-o mandarină dulce și zemoasă, însă ca o comparație cu Mask Sahra, în mask Sahra, acea mandarină are un pic mai pronunțată uh, latura citrică. Vai de mine, am vrut să vă arăt cum pulverizează și cred că am dat vreo 3-4 pufuri, cum spun eu. Și e foarte, foarte mult. Parfumurile casei Hadlaj din nou, cel puțin pe mine performează extrem, extrem de bine. Însă, ultima lor colecție, Mezon du Metre, am impresia că este peste tot ceea ce ne-au dat ei până acum, ca să mă exprim așa. Sunt extrem, extrem de persistente. Extrem de persistente. lasă și un siaj destul, destul de pronunțat. Sunt foarte, foarte wow, da? Categoria wow. V-am spus că se deschide prin acea mandarină dulce, zemoasă, suculentă, însă nu știu de ce. Mandarina de aici, în afara faptului că este dulce, zemoasă și suculentă, este și ușor pudrată. Nu știu dacă are sens ceea ce spun eu, adică încerc să-mi imaginez acea mandarină pudrată și îmi cam dă cu virgulă, dar eu așa resimt în deschidere. Este și un trandafir aici, dar acest trandafir, din nou, nu este unul in your face, nu este unul bătrânicios, nu este acela nobil. Este un trandafir oarecum cremos combinat cu o pară suculentă. Da? Nu este trandafirul acela de sine stătător, nu. Este o combinație tare, tare interesantă. Para de aici este redată foarte, foarte frumos și foarte bine lucrată, cum spun eu, da? Îți lasă senzația aceea de aromă naturală. Din nou, nu vin și vă spun, wow, ce parfum cu ingrediente naturale și așa mai departe. Dar este lucrată minuțios, astfel încât să ne lasă nou senzația aceea naturală, de iz natural, aromă naturală. Avem aici și o floare de portocal, însă, din nou, nu resim neroli. Știți că eu am o problemă cu neroli. Floarea de portocal de aici îmi lasă senzația aceea de floare de portocal, dar, din nou, ceva pudrat, da? Nu este floarea de portocal de sine stătător, ca să spun așa. Avem și ceva iasomie. Însă din nou, nu vă gândiți la ceva indolic, nu este ceva copleșitor Aroma în sine a acestui florud este foarte, foarte bine blenduită, cum spun eu Notele sunt foarte, foarte bine închegate Totul, ca să fiu un pic poetică, totul este precum o simfonie aici da. Nu vă zgârie la nas absolut nimic dar absolut nimic. Și mi-aduc aminte că acest parfum mi-a lăsat această senzație fix de când l-am primit. Adică nu pot spune, da, acum s-a macerat și de-aia îl percep eu atât de închegat, atât de rotund și de bogat. Nu! De la bun început, acest flor ud a avut tot ce trebuie. Și... Chiar dacă el se numește Flor Ud, aici din nou. Factorul Middle nu este complet zero. Nu aveți nici cea mai mică atingere de ud, nu aveți absolut nimic. Este acea aromă feminină, mai degrabă mainstream, pudrată, da? Resimt acest parfum ca fiind unul, pe ansamblu, mai pe scurt, dulceag pudrat, da? Cam asta îmi lasă mie senzația florud. Din nou, dacă la început, atunci când l-am primit, mă ducea oarecum cu gândul în zona Arar Passion de la Afnan, în momentul de față, nu, după macerare, nu pot spune că mă mai duce la fel de mult în acea zonă. Din punctul meu de vedere, din nou, este un ADN original. Nu găsesc similitudini foarte, foarte mari cu. Absolut nimic din ceea ce am testat sau din ceea ce dețin. Este mai degrabă un floral fructat pudrat, înclinând mai mult pe partea florală, da? Florile sunt o idee mai proeminente decât fructele în acest parfum, dar totul, totul este într-o bulă pudrată. Din nou, acel parfum 100% feminin. Eu personal l-aș purta chiar și vara, e drept. Știți, v-am mai spus, vă terorizez decât două pufuri undeva în spatele umerilor, dar da, este elegant, este rafinat, nimic, nimic middle eastern, performanțe peste medie, din nou în opinia mea și din propria mea experiență, și din nou, un parfum ce l-aș vedea um, ca fiind acel parfum semnătură. Asta dacă sunteți în zona parfumurilor feminine, uh, parfumuri cu ceva pudră, da? Foarte, foarte frumos un parfum. Din nou, nu mi-aș dori să-mi lipsească. Următorul parfum vine din. Uh, stați, uh, Dita mai cutiocul la el vine din colecția Deep Proposal. Nu mai știu dacă am filmat, dar am filmat atunci când, -am, când am avut eu mostrele. O să vă las aici videoclip. Am ambele parfumuri din această gamă, însă, de departe, preferatul meu din gama Deep Proposal este Date Night. Care vine, v-am mai spus eu, uitați-vă puțin, cât a cutiocul. Da? Deci este o cutie imensă, o cutie masivă. În momentul în care am primit coletul cu această comandă cu acest parfum, mi-aduc aminte că mă uitam la cutie și mă gândeam: ce Dumnezeu e aici? Adică am două parfumuri. Mi-aduc aminte că era acesta și un Your Drug. Dar da, o cutie masivă, imensă. Ce se deschide așa? Și aici aveți chestia aceasta de protecție din, aceeași, din același material. Este ceva gen catifea aici. da? Și aici se odihnește minunăția de parfum. Minunăție care vine într-o sticlă de genul acesta sinceră să fiu, este cea mai pălux și opulență sticlă din tot ceea ce dețin eu, are o multitudine de detalii. Da? Aveți și aici pietricele și aici o chestie sculptată și aici e nebunie sticla în sine. Foarte, foarte frumoasă și foarte atent lucrată. Foarte atent lucrată. Și sticluța din, de la special occasion, dacă nu mă înșel, eu vă las aici o imagine, arată identic. Eu nu sunt genul să-mi țin parfumurile la vedere, le țin pentuneric într-un dulap, însă dacă aș fi avut măsuța aceea de aranjat, dichisit, cum îi spun eu, undeva unde să nu-mi bată lumina soarelui, cu siguranță aș fi pus pe o tăviță frumoasă aceste două sticle. Mi se par, nu știu, știu, poate pentru voi e ceva prea mult și oarecum uh, gipsi, cum spun eu, treaba aceasta, capacul acesta, însă a mi, -mi piaci. Dar, ce avem aici? Aici se schimbă puțin treaba. Dacă până acum Mask Sahra și Florud ar putea intra cu succes în categoria parfumuri semnătură. Nu același lucru pot spune despre Date Night. Date, ni date Night, exact cum ne spune și numele, este acel parfum de noapte sau de făcut copii, cum spun eu. Avem un parfum cu un ADN original, din nou nu mi-aduc aminte să fi testat ceva asemănător sau să am ceva asemănător acestui parfum. Acel floral fructat cu un foarte, foarte pronunțat iz de ruj. Cel puțin acum, după macerare, am impresia că aroma aceea de ruj rujul acela cremos și neapărat roșu, da? Nu știu de ce mă duce cu gândul la acel ruj roșu cremos. Am impresia că acum, după macerare, aroma de ruj s-a intensificat foarte, foarte mult, dar foarte mult. Lucru pe care pe mine una personal nu mă deranjează, îmi place. Oricum, date night mi-a plăcut de la primul nas. Deci de la primul nas, de când am avut mostra, am spus, nu trebuie și butel- butelca mare, cum spun eu, neapărat să o am. Îmi cer scuze o secundă. Bun, îmi cer scuze, însă genul acela de telefon care nu poți să-i dai ocupat. Revenind la date night, nici nu mai știu unde am rămas. Însă, miroase... Captivant, miroase sexy, misterios, este, după cum v-am spus, extrem, extrem de bine blenduit, nu-l pot asemăna cu absolut nimic din ceea ce am sau am testat și îmi aduc aminte că atunci când am comandat acest parfum, chiar dacă primisem mostra, mi-a plăcut de la primul nas, însă în momentul în care l-am comandat și am verificat notele, și am văzut tuberoză în mijloc, eram... Mm. Însă, din nou, mă repet însă, însă, din nou, nu mai contează. După cum v-am spus, este atât de bine blenduit încât nici măcar tuberoza din el nu este prea mult, nu este aceea bătrânicioasă, nu iese în evidență cu absolut nimic. Nu are nimic middle eastern, dacă mă repet îmi cer scuze, însă după acest telefon nu mai știu unde am rămas. Nu are absolut nimic Middle Eastern. Este nimic prea floral, nimic prea fructat, nimic prea pudrat. Însă, din nou, nu v-aș sfătui să-l achiziționați blind în formatul full size. Din nou, insist să testați o mostră înainte, este pe ansamblu acea aromă de fem fatal. Știu că și în videoclipul cu parfumuri pentru o fem fatal categoric a intrat și el. Este acea fem fatal cu stiletto negri cu partea aceea roșie, vă las o aici. Acea fem fatal cu trenciul acela negru de piele iar pe dedesubtul trenciului are cea mai fină mătase pe post de lenjerie. Da? Și mult, mult ruj roșu pe buze. Cam asta este date night de la D Proposal pentru mine. Nu știu dacă m-aș încumeta să-l port vara, deoarece izul acesta de ruj și nuanța aceasta pudrată, ușor dulceagă din el, ar putea fi copleșitor, dar cu siguranță voi încerca și vara să vă ce iese. Însă, da, um, dacă primele două au fost genul acela de parfumuri easy-rich, da, oricând, oriunde, Date Night nu prea din punctul meu de vedere, dar foarte, foarte frumos, uh, foarte special, foarte altfel, da, este altceva. Din tot ceea ce am, în date night am întâlnit cel mai cremos iz de ruj, dar cel mai cremos. Următorul am testat Decant. Știu că am comandat Decant de 10 ml în acest videoclip și bineînțeles după au venit toate pe rând. Vine tot din gama Maison du Dumetru Parfumeur și se numește epoc artistic. Da, are aceeași prezentare ca frățiorul, suriorul său, Flor Wood. Și epoc artistic, bineînțeles, vine în acea sticluță, toate din această gamă vin în aceeași, aceeași sticlă. Vedeți că epoc artistic este o idee mai abuzată față de Flor Wood. Pentru că. Doamne ce aici! Întâi și întâi de toate, dacă Wood este acel parfum 100% feminin, și dacă sunteți în zona parfumurilor floral, pudrate, dulci, este chiar și un safe blind by full size, Epoca artistic este acea aromă 100% unisex. Și soțul meu l-a purtat se așează, dă foarte, foarte bine pe el, dă foarte bine pe un bărbat acest parfum. Însă, pentru voi, doamnelor, dacă nu sunteți în zona parfumurilor unisex, mai degrabă v-aș recomanda o mostră. Deoarece, doamne ce aici, este, după cum v-am spus, 100% unisex. Este acel parfum cu o deschidere în contradicție. În sensul că, în deschidere, aveți un cardamom oarecum exotic, da? um, se deschide așa cu accelerația, da? apăsând pe accelerație. Acest cardamom exotic, însă, la un moment dat, își face apariția un duo lavandă și piper. Lavanda o simt mult mai proeminentă față de piper și este ca și cum uh, se luptă cu cardamomul, da? Pentru că la un moment dat resimt decât un mix între cardamom și lavandă în deschidere. Este ca și cum lavanda tot încearcă să domolească cardamomul și când reușește, când nu reușește, da, ceva de genul Uh, îmi place enorm de mult nota de cardamom. Știți, deja v-am terorizat. Iar cardamomul din uh, epoca artistic este acela verde, exotic. Dacă are sens ceea ce spun, este intrigant, misterios, și la un moment dat, în acest parfum după toată bătălia aceasta cardamom lavandă, își face apariția o notă de mușcată. O resimt extrem, extrem de bine. Parfumul acesta epoc artistic, mie una personal, pentru mine, este oarecum un parfum de stare. Îmi place foarte mult deschiderea sa, foarte, foarte mult. Însă, în momentul în care presupun că undeva prin mijloc ar fi mușcata, în momentul în care ajungem la, uh, la nota de mușcată, um, după cum v-am mai spus în acest videoclip, pe mine mă transpune oarecum în copilărie, pe balconul bunicilor mei, unde era plin, plin, plin cu mușcate. Da? Este genul acela de mușcată din nou extrem de realist redată. Extrem de pur și simplu ai impresia că ai în fața ta un ghiveci cu mușcată și pur și simplu îți bagi nasul în el și miroși. Da? Foarte, foarte natural redată, foarte bine lucrată este mușcata din acest parfum. Moscul de aici este genul acela de mosc oarecum pufos, dar enigmatic totodată. Este dulceag, nu vă duceți cu gândul la absolut nimic animalic, dar totodată nu mergeți nici în zona balsam de rufe, da? Este moscul acela pufos dulceag. Și magia se petrece în bază. La modul că în epoca artistic, din punctul meu de vedere, din tot ceea ce am și din tot ceea ce am testat până acum, este cea mai frumoasă vanilie din zona Middle Eastern. Uh, nu este vanilia aceea gurmandă, nu este nici vanilia aceea afumată, cum mai sunt unele vanilii din această zonă, este pur și simplu acea vanilie ambrată. Uh, acea vanilie de designer, dacă vreți să fac o asociere. Îndulcită de ceva boabe Pentru că da, și acelea se resimt extrem, extrem de bine. V-am spus și la Florud, este valabil și pentru epoca artistic și este valabil și pentru celelalte două cele dețin. Lor Noir și Creation Durev. Această gamă este pur și simplu, în opinia mea, o gamă high-class a casei Hadlaj. Sunt altceva, da? Este parfumeria, este arta uh, parfumierului casei Hadlaj dusă la next level. Foarte, foarte frumos înredate. Foarte frumos înredate. Pentru mine v-am spus. Este acea aromă total unisex? Um, poate fi cu ușurință, din nou. Un parfum semnătură în ce sens? Dacă sunteți domn sau doamnă și sunteți genul acela misterios, uh, dark, să spun așa, da, cu siguranță epoc artistic ar putea fi parfumul dumneavoastră semnătură. Dacă nu, este acel parfum ce îl puteți purta la evenimente formale, cât de cât. Și neapărat, dar neapărat, nu vă lăsați duși în eroare de deschidere. Deschiderea, cel puțin acum, când miros de la atomizor, înclină oarecum masculin. Însă, pe măsură ce se așează, pe măsură ce se dezvoltă, v-am spus este o superbitate de vanilie ambrată, total, total unisex. Foarte, foarte fain, din nou. Un parfum, exact cum v-am spus, îmi și place, îmi dă și anumite senzații ce mi-aduc trăirile acelea, emoțiile acelea la modul de lacrimi în ochi, dar este un parfum divin. Din nou, Nimic din ceea ce am sau din ce am testat nu mă duce cu gândul că ar fi un parfum inspirat. Din nou, pentru mine este una de original. Încerc, scuze o secundă. Și dacă până acum, exceptând Mask Sahara, la care eu resim ceva similitudini cu mustaș. Celelalte trei au fost ADN-uri originale, pentru că da, uh, parfumeria Middle Eastern nu înseamnă parfumuri clonă sau parfumuri dupe sau parfumuri inspirate. Nu, parfumeria Middle Eastern, după cum spune prea bine și Coco de la Simțuri Ascuțite, este cea mai veche parfumerie din lume. Da? Nu mă credeți nici pe mine, nu-l credeți nici pe el, dați un search pe Google. Nu parfumeria franceză, nu parfumeria italiană, nu. Parfumeria Middle Eastern este cea mai veche parfumerie din lume. Și um, au creații cu ADN original la modul de hide -and gem cum se spune, da? Comori ascunse. Trebuie doar să luați mostre acolo unde aveți ocazia și să testați. Și descoperiți... Nu știu, adică... Aș vrea cât de cât să încercăm să ieșim din treaba asta cu, da, parfumurile Middle Eastern înseamnă clone sau înseamnă parfumuri inspirate. Nu, nu toate parfumurile Middle Eastern sunt așa ceva. Dar, ultimul parfum, dar nu cel din urmă, de data aceasta, da, chiar este un parfum inspirat. Și vorbim aici despre colecția La Fid a casei Hadlaj și anume Intoxicate. Un parfum ce l-ați tot văzut la colegii mei de YouTube, dar și la youtuberii din afară. Și da, asta observat dentul. La Feed Intoxicate, v-am vorbit mai multe aici în videoclipul cu toate, toate parfumurile mele inspirate din By Killian Angels Share. Pentru mine v-am spus și atunci, vă spun și acum, este și va rămâne unul din preferate. Alături de Heavenly Essence de la Rogue, subdiviziune, nu subdiviziune, gamă, dacă vorbim de Rogue, gamă ce va reveni în două săptămâni pe site-ul celor de la Dubai Collection. Dar, revenind la. Intoxicate, nici nu știu ce să mai spun despre el, v-am tot vorbit despre el, s-a tot vorbit atât de mult pe YouTube, nici nu știu ce mai am eu de adăugat, da. Este acel um, parfum total, total unisex, da. Bineînțeles, inspirat din Killian Angel's Share, este un parfum... Rotund, bogat, cu performanțe peste medie, aș putea chiar spune peste maximul admis, în sensul că, pe mine, cel puțin, pe mine, da? Stă undeva la 11 ore și se resimte și după duș. De aceea am spus, în mare, 11 ore. Este genul de parfum ce se resimte destul de bine, la modul că. Dacă asta este distanța, da? Îl pot simți, se poate simți. Nu pot spune că după duș proiectează, radiază la fel ca înainte sau așa, chestii de genul, pentru că v-aș minți. Însă este acolo după duș, da? E genul acela de beast mode. Este, bineînțeles, cum este și originalul din care s-a inspirat, acel parfum spicy, buzi, gurmand acele mere coapte delicioase, stropite cu un coniac de cea mai bună calitate. Este divin. Pentru mine, exact cum v-am mai spus, este unul din preferate. Știu că multă, multă lume spune de Me, Angel, dacă nu mă înșel eu. Îl am și pe acela, dar da, nu-mi vine numele acum în cap, vă las o imagine undeva pe aici. Uh, spune despre Kismet Angel că este cea mai bună inspirație pentru Killian Angels shirt. Îl am și pe acela, însă pentru mine categoric nu. Nu. Cea mai bună inspirație pentru Killian Angels shirt, cea mai bogată și rotundă și complexă clonă, este această variantă de la Hadlaj. Ca performanțe, din nou, varianta de la Hadlaj este cu mult, mult peste Kismet Angel de la Mezon Alhambra. Deci, dacă l-ați ratat pe acela, da, și o chestie. Se mai întâmplă treaba aceasta, da? Îmi rămâne gulerul capacului, da? Magie. Acum nu mai um, mai îmi rămâne aici, știu că într-un videoclip mi s-a întâmplat treaba asta și Chiar mi-a lăsat cineva un comentariu. Ai sticla preformulată cumva? Pentru că aveai un guler negru în jurul atomizorului. Dar, da, nu stăm în drum, cum spun eu, de acest mic impediment. Pentru că este genul de aromă hipnotizantă. Asta dacă. Nu vă deranjează parfumurile buzii, pentru că, da, are acel subton buzii în el. Bun. După telefonul ce l-am primit, observ că mi s-a rupt un pic uh, filmul, cum spun eu. Scuzați bâlbele și uh, scuzați dacă m-am repetat de foarte, foarte multe ori, dar sunt om. Și dacă ați rămas cu mine până în momentul de față. Lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii, impresiile voastre despre această casă, casa hadlaj. Dacă aveți parfumuri de la ei, de ce nu? Spuneți-mi și mie care sunt top 5 hadlaj pentru voi, așa mă mai inspir și eu de la voi și poate mai culeg câte ceva de pe site. Oricum, acest parfum. Kashmir Sunshine, oricum vă las aici imaginea, tot am studiat eu notele și îmi cam face cu ochiul. Așadar, dacă aveți acest parfum, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce impresie vă face, cum îl percepeți, până nu-mi comand și eu o mostră, pentru că da, voi lua întâi o mostră din el, să știu dacă merită full size sau nu. Și la fel top 5 preferate pentru voi ale casei Hadlaj. Dacă aveți și voi câte ceva din ceea ce v-am prezentat eu, cum le percepeți, cum evoluează pe voi. Și vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Încă o dată, mii de scuze pentru pauza aceasta după care mie mi s-a filmul. Și până data viitoare, vă doresc din suflet zile minunate și neapărat parfumate. Vă mulțumesc v-am pupat. Zovane ma, şarafama. Leha.